Lecția 2, Luca 10, vom vorbi despre cum să facem practic ucenici. Am învățat în lecția numărul 1 că nu trebuie să așteptăm să primim o poziție specială în biserică pentru a merge să predicăm, să ne rugăm pentru bolnavi, să scoatem dragi, să botezăm oameni și așa mai departe. Tu ai o platformă, un amvon, un microfon, chiar acum. Unde? Pe stradă, oriunde sau la tine acasă, în sufrageria prietenilor. Toți cei care doresc să facă lucrul acesta, pot face, îl pot face fără nicio piedică. Luca 10, facem o analiză pe text, versetul 1. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Iată cum Domnul îi rânduiește, doi câte doi, și îi trimite pe stradă să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și vom vedea imediat. Versetul 2. Și le-a zis, mare este secerișul. Mare este secerișul. Ce părere aveți despre lucrul acesta? Dacă vă uitați în orașul nostru, este mare secerișul? Ne uităm în țara noastră. Este mare secerișul? De cele mai multe ori avem uh, răspunsul acesta pe care îl dăm în urma experienței pe care am avut-o. Ce înseamnă seceriș? Înseamnă că este gata de recoltă. Putem spune recoltă. Dacă este să ne imaginăm un câmp cu o recoltă bogată, gata de cules, și noi suntem fermieri, ce facem? Pregătim un hambar în care să recoltăm aceste să zicem grâne. Pregătim hambarul mare, frumos, deschidem larg ușile și spunem, recoltă, vino în hambar. Recoltă, vino în hambar. Recoltă, proclam, vino în hambar. Recoltă, poruncesc, vino în hambar. Ce se întâmplă? nu se întâmplă nimic. Recolta nu va veni singură în hambar. Atunci eu stau și mă gândesc, ceva este în neregulă cu hambarul meu. Ah! este murdar. Mă duc, fac curățenie în hambar, pun niște muzică așa, liniștită, Hillsong, pun niște lumini frumoase, pun o cafetieră, pregătesc niște biscuiți și acum zic, da, acum este bine. Pentru că nici o recoltă n-ar veni într-un hambar murdar, nu? Și atunci mergem și strigăm din nou. Recoltă, vino, treci în hambar. Și faci lucrul acesta până epuizezi. Ce se întâmplă? Vine recolta? Nu vine. Din ce cauză? Ce credeți? Pentru că nu recolta este problema. Problema este noi, oamenii, lucrătorii, fermierii. Recolta trebuie culeasă de către lucrători. Deci avem nevoie de lucrători. Și lucrul acesta nu trebuie să ne descurajeze, pentru că Iisus Hristos ne-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, și el este cel care ne împuternicește, ne mandatează să recoltăm și să avem o recoltă bogată. Întotdeauna a fost gata recolta. Și atunci, pe vremea lui Isus, și astăzi, pe vremea noastră, în orașul nostru, în țara noastră, în lumea largă, recolta este gata. Versetul 2. Dar puțini sunt lucrători. Asta este problema dar poate fi rezolvată atunci când lucrătorii sunt puțini. Oriunde te duci, în orice zonă din țara noastră, în Oltenia, în Banat, în, nu știu, Dobrogea, sudul Moldovei, terenul este foarte greu, frate, este foarte greu, nu prinde, nu merge aici, pentru că oamenii sunt foarte răi, este ocultism, este religie, este cutare și cutare. Peste tot este foarte greu. Însă, nimeni nu spune, bine ai venit, frate, noi suntem leneși sau suntem ocupați cu ale noastre lucruri și nu avem timp și nu avem experiență și credință să facem ucenici. Pentru că problema este la lucrători. De aceea, vestea bună, totul este în mâna lui Dumnezeu. Imaginați-vă că vine o trezire spirituală peste România. Dar la un moment dat, când ajunge la Dunăre, trezirea spirituală o ia spre Bulgaria sau spre Ungaria. A, și zice, bă, cât ne-am rugat, se roagă bisericii noastre. Postesc și strigă și săptămâni de rugăciune pentru trezire spirituală, să vină trezirea, trezirea a venit și s-a întâmplat ceva și ai ocolit România, ce facem? Trebuie să mai așteptăm încă o generație, poate generația viitoare va mai fi o trezire peste România. Și începem să ne gândim în felul acesta și să acționăm în felul acesta. Însă, dragii mei, Iisus ne-a dat tot ce ne trebuie, El a plătit deja prețul și putem face ucenici, nu avem nevoie de daruri, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt și foarte important de ascultare față de Duhul Sfânt. În versetul 2, partea a doua, zice așa, rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul său. Iată soluția Rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul său. Atât de simplu este. Rugați-vă ca Dumnezeu să scoată lucrători. Adică din cei care sunt acum în lume, Dumnezeu să ridice apostoli, ei nici nu știu măcar, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Din cei care acum sunt undeva, în orașul acesta. Rugați pe Domnul Secerișului să ridice lucrători la Seceriș. Apoi trebuie să mai facem ceva. Trebuie să mergem. Duceți vă spune Domnul Isus. Vesetul 3. Duceți vă? Iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și vreau să vă imaginați, pentru a avea o înțelegere mai bună asupra pasajului, este bine uneori să ne imaginăm ceea ce Isus Hristos ne spune. Isus a vorbit de foarte multe ori în imagini, în pilde. Și asta i-a ajutat pe ascultători să înțeleagă adevărurile spirituale din spatele acestor imagini. Imaginați-vă un mielușel. E ușor pentru noi aici în București, pentru că de Paște copiii umblă prin tramvaie și prin metrou cu un miel alb, vasilică, pune una pe vasilică și dă ceva bani ca să ai noroc. Știți faza. Imaginați-vă un mielușel așa mic, drăgălaș, blând, pe care îl dăm lupilor. Ce păstor, ce cioban, în toate facultățile mintale, ar lua un miel din turma sa, ar deschide porțile și în pădure, la poala muntelui, o ceată, o haită de lupi, înfometați, așteaptă să mănânce orice oaie pe care o are ciobanul. Ce cioban ar face lucrul acesta? Să ia mielușelul, să-l pună jos și zic, hai, du-te, hai, du-te la lupi, hai, hai, du-te la lupi. Ce Ceoban ar face lucrul acesta? Știți vreun ceoban care ar face așa ceva? Este Isus Hristos. Păstorul nostru asta a spus. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dar noi ce facem, mai ales păstorii din biserică, ce fac? Atunci când dau mielușel și văd niște lupi care se apropie de biserică, Ah, oh, luăm și îl ascundem. Nu, 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 stai aici, nu te du în lume pentru că sunt oameni răi acolo și te mănâncă. Nu fă prietenie cu lumea pentru că vei păcătui. Ai grijă la prietenii tăi care sunt păcătoși. Nu, 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 stai aici, te protejăm. Facem exact altfel decât ne-a spus Domnul Isus Hristos. Mielușei în mijlocul lupilor. Dar Isus Hristos a promis că El va fi cu noi și în noi și El este păstorul care merge cu mielușelul respectiv. Și de data aceasta acest mielușel merge într-adevăr în pădure, în mijlocul lupilor, dar este însoțit de către Isus Hristos, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și Regele Regilor și care este tot, atot puternic. Isus Hristos care spune toată puterea în cer și pe pământ, am primit-o toată autoritatea. Nu mai are nimeni putere și autoritate. Nimeni altul decât Iisus Hristos. Și este altfel să mergi ca mielușel în mijlocul lupilor, însoțit de către învățătorul tău, Iisus Hristos. Nu-i așa? Iisus nu îndepărtează lupii, ci El ne spune să mergem în mijlocul lor. Ce fac lupii? Pun frică în noi. Nu-i așa? Dar nu trebuie să ne temem. De ce? Pentru că Isus ne protejează. Frica va exista întotdeauna. Este normal să-ți fie frică atunci când mergi în misiune. Când ești un mielușel care pleci pe teren să faci ucenici. Dar de îndată ce faci primul pas în pădure, Isus Hristos este acolo să-ți țină spatele, să te apere. Și vedem lucrul acesta de fiecare dată când mergem pe teren. Este Isus care este cu tine, Cel care face lucrurile supranaturale. amintește întotdeauna că Isus Hristos este cu tine. Versetul 6: Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră să rămână peste el, al minterea, ea se va întoarce la voi. În umblarea voastră, dacă veți găsi un om al păcii, ce să faceți cu el? Să Rămâneți acolo. Pacea voastră va veni peste omul respectiv. Aplicație. Cum găsim un om al păcii? Hai să vedem. Cum putem să găsim un om al păcii? Să. Da. Să facem uh, un experiment foarte rapid. Hai să facem cu. Robert, vrei să facem un experiment? Vino un pic repede. Durează foarte puțin. Uite la mine. Ești un băiat foarte isteț, arăți foarte bine și cred că ești foarte bun la găsi lucruri. Îți dau 10 secunde să găsești un lucru, da? Ești gata? Da. Începem. 1, 2, 3, 4, 5. Ce faci? Caută! Am găsit 6, 7. 8, 9, 10. A, nu ești bun de nimic. Îmi pare rău. Mihaela, mergi cu el pe hol un pic. Ține-l de vorbă. Nu este, Robert. Îmi pare așa de rău. Nu ești bun la găsit lucruri. Ține-l un pic acolo, mai încolo. Ești soția sau prietena? Soția? Vino un pic. Claudia, du-te tu acolo, te rog. Stai, dar stai pitită, Da? Să vedem dacă te găsești. Gata, poți să vii. Pentru că există încă o șansă pentru tine, Domnul Isus este milos și întotdeauna ne oferă o a doua șansă, îți dau încă o șansă să găsești un lucru, dar de data aceasta o să te ajut. Îți spun ce să cauți. Și vei avea la fel 10 secunde, să vedem dacă te descurci. Ești gata? Da. Îți dau 10 secunde să-ți găsești soția în sală. 1, 2, 3. Da. A, ce bun ești la găsit! Bravo! Mulțumesc foarte mult! Ai greșit! Ați văzut cât este de ușor să găsești lucrurile pe care știi cum arată? De multe ori suntem trimiși de către biserică, de către cei în autoritate din biserică, să facem ucenici, dar nu știm cum să facem. Sau noi ne dorim foarte mult să facem ucenici, dar pentru că nu știm cum arată acești ucenici și nu știm cum să facem, nu îi găsim. De aceea este foarte important să înțelegem și să cunoaștem cum arată persoana, candidatul potrivit pentru ucenicizare. Iisus ne-a trimis afară cu un singur scop și anume să găsim omul păci. Să găsim un om pregătit de Duhul Sfânt care este interesat de Iisus Hristos. Vrea să știe mai multe despre împărăția lui Dumnezeu. Isus nu ne-a trimis să salvăm în toată lumea, să salvăm tot orașul. Trezire spirituală, nu știu ce și nu știu cum. Iisus ne-a trimis pe fiecare să facem un ucenic, unul odată. Și noi suntem gata să facem lucrul acesta atunci când știm cum să facem. Altfel, cum spuneați, în pauză, ești paralizat de frică sau poate de rușine sau un complex de astfel de sentimente, deoarece nu știi cum să faci, nu știi cum vor reacționa ceilalți și așa mai departe. Ce este o persoană a păcii? Este cineva care a fost pregătit de către Dumnezeu. În Biblie avem exemplul femeia de la fântână. Pe care Isus o abordează, fântâna lui Iacov, care s-a dus și a vestit Evanghelia în toată cetatea, a adus cetatea. Este temnicierul care iarăși a fost botezat, a fost mântuit el împreună cu toată casa sa. Este Corneliu, sutașul, care a invitat pe Petru și a ascultat Evanghelia și întreaga lui casă. Oameni pregătiți de Dumnezeu. Este Lidia, vânzătoarea de purpură, care iarăși Dumnezeu i-a deschis inima și a primit mesajul lui Dumnezeu. Este Anania când știm ucenicul care a mers să-l ajute pe Pavel atunci când Dumnezeu l-a trimis să meargă la Pavel să se roage peste el. Dar noi ce facem? Ce am făcut până acum? Eu, cel puțin. Poate ați făcut și voi. Evanghelizăm mereu și mereu aceeași persoană și aceeași persoană. Și mergem la același prieten sau coleg și tot îi predicăm Evanghelia și tot îi dăm cu Biblia în cap și mereu și mereu discuții nesfârșite despre Evanghelie. Dar omul nu are nicio treabă. El ne ascultă, îi face plăcere să se certe cu noi și noi obosim și avem vreo 2-3 din ăștia toată viața noastră, toată activitatea noastră de peste săptămână, venim supărați acasă, ne punem în rugăciune și spunem, a, ce grea este Evanghelia, ce greu este terenul, ce greu este să faci ucenici. Toți oamenii sunt împietriți. Nu este nimeni gata, nu este recoltă în jurul meu. Și ajungem la dezbateri de tot felul, începi să te pregătești în filozofie, în dezbateri, în evoluționism, creaționism și așa mai departe. Lucru care nu este necesar atunci când omul este pregătit de către Duhul Sfânt și este atras de către Dumnezeu. Nu faci altceva decât să te epuizezi de energie, pentru că încerci mereu și mereu cu puterea ta, cu inteligența ta. Să-l convingi pe om despre existența lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat înainte, dar acum este mult mai ușor. Atunci când mergem pe stradă și vindecăm bolnavi, oamenii sunt uh, surprinși, sunt șocați, sunt deschiși dintr-o dată să cunoască mai mult. De aceea este foarte important să mergem și să ne rugăm pentru bolnavi pe stradă. Dacă ai stat până acum și te-ai gândit că nu e nimeni pregătit și este foarte greu să faci ucenici în orașul tău, începând de astăzi, de mâine, vei vedea că nu este chiar așa. Persoana pregătită de Duhul Sfânt este acolo, undeva, și te așteaptă. Dacă însă tu pierzi timp cu cei care sunt împietriți, care nu au nicio treabă cu Dumnezeu, nu vei ajunge niciodată la ei. Dar, odată ce ai înțeles lucrul acesta și te-ai deplasat de la cei care nu sunt pregătiți, căutându-l pe cel pregătit, vei începe să vezi că recolta este bogată și este gata și așteaptă să fie recoltată. Găsește o persoană care este gata să-l asculte pe Dumnezeu sau să te asculte atunci când îi vorbești despre Dumnezeu. Dacă vei continua să cauți și vei continua și vei căuta și vei căuta, vei ajunge la un moment dat să găsești. Și după ce vei găsi pe prima, te vei bucura așa de mult că vei avea curaj și îndrăzneală să mergi mai departe, să o găsești și pe următoarea. Și așa mai departe. Dacă nu-l găsești, nu te-ți descuraja. Nu te opri. Nu te du undeva, începi să plângi, să te întrebi ce este în neregulă cu mine, din cauza mea. Nu sunt bun evanghelist. Nu am de îndrăzneală nu am curaj, sunt prea rușinos, nu pot merge pe stradă și așa mai departe. Și pui asupra ta toate aceste gânduri negative. Pentru că Iisus Hristos spune așa, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6 cu 44. Cel mai ușor este atunci când ai o discuție cu o persoană interesată despre Dumnezeu. nu e așa? Pentru că lucrurile curg de la sine. Însă, la fel de ușor ar trebui să fie și o discuție cu o persoană dezinteresată de Dumnezeu. Ar trebui să fie o discuție foarte scurtă. Îl întreb dacă îl interesează să vorbească sau să vorbiți despre Dumnezeu, dacă el spune nu sau dă semnale că nu este interesat, atunci ai scăpat. Este cel mai ușor. Îi spui mulțumesc, la revedere, ne vedem altă dată. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu poate lucra în persoana respectivă pentru o perioadă de timp și el să devină un om al păcii, un om atras de Dumnezeu. Și ne poți întâlni cu el din nou, după șase luni, un an, doi ani. Dar de data aceasta persoana respectivă, care a fost foarte împotrivitoare, să fi fost frăgezită, pregătită de către Dumnezeu și gata să asculte mesajul lui Dumnezeu. Cum este atunci când găsești oameni care vor să asculte mesajul Evangheliei? Știi ce să le spui? Știi ce să faci? De cele mai multe ori ce facem? Le dăm adresa bisericii și le spunem Duminica vină la biserică și mergem duminică la biserică și stăm în fața bisericii și așteptăm și așteptăm. De câte ori am făcut lucrul acesta? Eu am făcut de multe ori. ne am invitat prieteni, vecini și am așteptat să vină. Și n-au mai venit. De ce? Pentru că este un pas foarte mare, o, este o provocare foarte mare pentru ei să vină la o biserică, pentru că ei nu știu ce este acolo, le este teamă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și nu o fac cu ușurință. Nu este cel mai potrivit loc pentru ei să asculte Evanghelia. Și dacă, să zicem, se întâmplă să vină cineva și mergi cu el în biserică și stai lângă el și te rogi în gând mesajul să fie potrivit pentru el. Astăzi să fie o predică despre mântuire, despre evangelizare, cântecele să fie potrivite, lui să-i placă, rugăciunea și așa mai departe. Și când colo, rugăciunea este prea lungă, mesajul este prea dur, nu este nimic despre Evanghelie, despre mântuire, despre pocăință. Se face colectă, se vorbește despre bani. Și tu te aștepți să se întâmple ceva. Limbajul de lemn, se folosesc tot felul de jargoane religioase, evanghelice și așa mai tradiționale. Și omul nu este impresionat cu nimic. Iar, în final, pastorul face o chemare la altar și zice: Dacă este cineva aici care vrea să-l primească pe Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor în viața sa să ridice mâna. Și toată atunci zice, ah, yes, acum este momentul, în sfârșit. Și omul de lângă tine nu ridică mâna, nu schițează niciun gest. De ce? Pentru că n-a înțeles Evanghelia. N-a înțeles ce trebuie să facă. N-a înțeles de ce ar trebui să facă lucrul acesta. Și pleacă dezamăgit, pleci și tu dezamăgit, pentru că nu întotdeauna biserica este locul cel mai potrivit pentru a prezenta Evanghelia. Însă, dacă ai găsit o persoană interesată care dorește să stea de vorbă cu tine despre Dumnezeu, ce trebuie să faci? Citim în versetul 7, să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. Să rămâneți în casa aceea cu omul respectiv și să mâncați. De ce? Pentru că în jurul mesei este cea mai bună discuție. Știți că cele mai bune afaceri se fac în jurul mesei, la un restaurant. Când vrei să faci ceva, în jurul mesei, vrei să te împaci cu soția, cu soțul, nu se face o cină romantică. Deci are sens. Mâncarea este importantă. Da? Versetul 8. Și o, în oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte. Nu faci pretenții. E important este că te-a primit omul ăla în casă și poate îți pune ceva pe masă, face o rugăciune și prin credință mănânci. Nu contează unde, cum și așa mai departe. Și Dumnezeu te va proteja să nu-ți se întâmple nimic în cazul în care nu este foarte igienic. Dar cel mai bun loc pentru evangelizarea unei persoane este o discuție în jurul mesei. La un pahar de vorbă, orice ar fi, cola, ceai, cafea și așa mai departe. Este o discuție prietenoasă unde poți să afli uh, care este nivelul la care se află persoana, ce informații să-i dai. Ce are nevoie? Ce întrebări are? Acest lucru se poate întâmpla doar într-un cadru din acesta foarte relaxat. Nu te duci la McDonald's cu un prieten sau cu un om de prima dată, te așezi acolo și spui: Bună ziua, bine ați venit la McDonald's. Astăzi vă voi vorbi 30 de minute despre Evanghelie. Nu se întâmplă asta, nu? Și ești acolo la McDonald's, ți-ai luat o înghețată din aia cu topping și râzi și glumești și îți spune omul ce are pe inimă și tu îi spui cum este rezolvarea din perspectivă biblică, din partea lui Dumnezeu. Omul este încurajat, îi predice Evanghelia, o înțelege, la ajut să înțeleagă, își predă viața lui Dumnezeu, te rogi pentru el, știi cum să te rogi specific, îl botezi în apă, îl botezi cu Duhul Sfânt și lei mai departe și arăt arăți cum să facă ucenici. Îi arăți să facă ceea ce ai făcut și tu, imediat. Să se roage pentru oameni, cum să stea cu ei la masă, cum să stea de vorbă și să predice Evanghelia. Pentru că în cadrul acesta este el mai relaxat și poate să-și deschidă sufletul. După ce înțelege, lucrurile sunt mult mai ușor. Dar nu se poate întâmpla la fel când ești într-o biserică. Nimeni nu te poate întrerupe în timpul predicii să te întrebe, dar n-am înțeles, dar cum stau lucrurile aici? Înțelegeți, este mult mai ușor. Iisus i-a trimis să vindece mai întâi și apoi să predice Evanghelia. Citim la versetul 9. Să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. De ce să-i vindece mai întâi? Și apoi să le predice Evanghelia. Noi nu suntem obișnuiți să facem lucrul acesta. Noi mergem întâi cu Evanghelia. Cu broșuri, cu tot felul de materiale ajutătoare. Pentru că așa am fost învățați. Și rezultatele sunt acestea, foarte mici. Însă, Isus ne-a spus, și noi nu facem ce ne-a spus Isus, să-i vindecăm mai întâi. Și apoi să le spunem despre împărăția lui Dumnezeu. Modelul este acesta. Ai găsit pe cineva, l-ai invitat la o masă, undeva, la o cafea, la un suc. Stai cu el la masă, îi prezici Evanghelia, omul a primit. Îl provoci, dacă vrea să își schimbe viața, să renunțe la păcat, să se pocăiască, apoi îl întrebi dacă vrea să fie botezat în apă, spre iertarea păcatelor. L-ai luat de acolo, ai mers undeva, într-un loc mai retras, de exemplu, într-un garaj, într-o parcare, într-un parc unde este liber, te rogi peste el să primească botezul cu Duhul Sfânt, îl duci acasă la tine sau la el, îl botezi în apă, în aceeași zi. Și apoi, a doua zi, îl iei pe stradă și faci același lucru cu el. Ceea ce faci tu. Îl înveți, practic, să facă ceea ce și tu ai învățat să faci. Și în felul acesta devine un ucenic activ, nu are toate preconcepțiile, nu are toate blocajele și lucrurile îi se par normale pentru că, spre surprinderea lui, oamenii vor fi vindecați, oamenii vor fi exorcizați, eliberați, foarte simplu, datorită prezenței lui Dumnezeu în viața sa. Împărăția lui Dumnezeu crește atunci când fiecare ucenic. Fiecare copil al Lui Dumnezeu își face treaba. Dacă fiecare are și să facă lucrul acesta, biserica arăt, arăta cu totul și cu totul altfel. Cum crește împărăția Lui Dumnezeu? Prin oameni normali, ca tine și ca mine, care sunt gata să renunțe la confortul de acasă sau din biserică și merg pe stradă, se roagă pentru bolnavi, îi botează și îi învață să facă același lucru. Noi ne gândim că ar trebui să fie o mare trezire, așa cum am văzut în faptele apostolului, 3000 de oameni, dar lucrul acesta a fost doar o dată, atunci. Acum se face de la om la om, ucenicizare de la om la om. De aceea, nu doar vindecare, ci și predicarea Evangheliei. La început îi vindecăm, dar apoi le predicăm Evanghelia. Scopul principal nu este vindecarea, ci vindecarea este doar un mod prin care Dumnezeu le atrage atenția că El este Dumnezeu, că El există. Toată atenția le deschizi deschis sufletul, din momentul acela ai intrare liberă să pășești cu Evanghelia și să le explici despre Dumnezeu, despre pocăință, despre ce trebuie să facă, să schimbe în viața lor, și așa mai departe. Oamenii vor fi foarte deschiși. Ceea ce am văzut noi, folosind această metodă, fac lucrul acesta de câți ani, Mihai? 17 ani, 16 ani, 20 de ani, nici nu mai știu. N-am avut deschiderea pe care o văd acum doar de câteva luni, de când am început să fac, în felul acesta. Pentru prima dată în viața mea, văd oameni care sunt deschiși care se opresc să mă asculte. Înainte fugeau, fugeam eu după ei prin parc, pe stradă, cu broșuri, cu afișe. Acum nu, oamenii se opresc. Vor să știe mai mult. Sunt dispuși să stea de vorbă cu tine. Este fantastic, este o unealtă, este extraordinar. Este pentru oricine. Putem cu toții să facem lucrul acesta. De aceea Dumnezeu dorește ca fiecare ucenic să fie activ, să facă lucrul acesta zi de zi, la locul de muncă, la piață, acasă, în biserică, oriunde ar fi. Și dacă facem lucrul acesta, lucrurile se vor vedea, rezultatele vor apărea. Iisus a spus, mergeți și căutați omul păcii și după ce l-ați găsit, îl vindecați și apoi îi predicați Evanghelia. Următoarea lecție vom vorbi despre vindecare, cum să vindeci bolnavii. Și cât de important este să avem îndrăzneală și să facem lucrul acesta. Ce n-am făcut noi este că atunci când am găsit oameni reticenți, nu am scuturat praful de pe picioarele noastre. Deși în Luca 10 citim la versetul 10. Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Când ai făcut ultima dată lucrul acesta? Să mergi într-un loc să nu fie ascultat și, în loc să insiști, să presezi, să faci ceea ce Domnul Isus ne-a învățat, și anume să te retragi te scuturi și le spui, am plecat de aici, nu vreți să ascultați, merg în altă parte. Însă, totuși, să știți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Zâmbind, frumos, fără ceartă, fără înjurături și așa mai departe, lăsând loc de bună ziua. Pentru că nu avem timp de pierdut cu oameni împietriți. Misiunea noastră și timpul nostru și treaba noastră este să mergem să-i găsim pe cei pregătiți de Dumnezeu, pregătiți de Duhul Sfânt. Imaginați-vă că eu sunt la școala mea de mecanici, acolo unde am învățat mecanică de întreținere și într-o zi mi-aduc șevaletul, acolo în atelier, era un atelier cu vreo 20 de strunguri, mă rog, un atelier școală. Mi-aduc șevaletul frumos și încep să pictez Strunguri sau <gânde> peisaje, ce vreau eu, ce-mi imaginez eu, ceva frumos. Și maestrul a veni la mine, era un așa mic, un de așa, foarte aspru. Și ar zice, Romica, ce faci aici? Du-te la strung și începe să lucrezi la piesa pe care ți-am dat-o. Și eu aș fi zis, domnul maestru, astăzi nu vreau să merg să fac piese, ci eu vreau să pictez la șevaletul meu. Și încep să trag niște linii acolo. Ar fi normal așa ceva? Se întâmplă așa ceva între un ucenic și un maestru, într-un discipol și un învățător? Nici de cum. Dar, de câte ori facem noi lucrul acesta, vis-a-vis -vis de Învățătorul nostru, Isus Hristos, Maestrul nostru, care le spune să facem ceva și noi facem cu totul altceva? Cum ar arăta Biserica de astăzi dacă fiecare și-ar face treaba? Fiecare ar fi așa cum Domnul Iisus vrea. Nu putem fi ucenicii lui Iisus făcând ce vrem noi, ci doar făcând ce vrea maestrul nostru. De aceea, intră în case, acolo unde ești invitat, predică Evanghelia, mănâncă cu ei, stai de vorbă, glumește, râde, botează el în apă, exorcizează-i, ucenicizează-i, scoate-i pe stradă, și mergi mai departe. Doar în felul acesta. Învățătura lui Isus merge mai departe. Prin oameni normal, ca tine și ca mine. Data viitoare, despre cum să vindeci bolnavi. Mulțumesc!